prelungirea direcției indicate de coada soarelui de andezit, care se formată, era formată din 17 blocuri, acum numai din 16, că unul a dispărut, da? Continuată cu niște blocuri din așa numitul sanctuar descompletat, indică nordul cosmic cu o precizie matematică. Treabă care pe toți i-a pus în încurcătură. Ce înseamnă nordul cosmic? Nordul cosmic este cel pe care astronomii îl iau în considerație în rotirea cerului și nu cel magnetic sau geografic la care ne referim noi. E precizia, este de? Precizia este matematică. Adică de 99,7%. Aproape 100%. Pietrele alea s-au mai deplasat într-o parte și într-alta. Acest pământ acolo a lucrat, nu? Din punct de vedere seismic. Ceea ce nu poate fi întâmplător. Asta nu e... există întâmplări. Că totul are o consecvență diabolică. Mergem mai departe.